Bună, dragilor! Bine v-am regăsit pe acest canal și avem astăzi un scurt clip și un scurt haul. Mai mult alimentar, dar și nealimentar, un haul de la Lidl, de la Penny și de la Pepco. M-am gândit că nu am făcut de foarte mult timp un astfel de haul, cu toate că mai fac cumpărături, dar la un moment dat le puneam destul de des și mi s-a părut destul de plictisitor pentru voi să urmăriți aceleași cumpărături. Așa că astăzi, pentru că urmează 2 zile libere, am făcut câteva cumpărături, vreau să gătesc ceva și am mai făcut câteva chestii așa pe ultim moment care mi erau necesare. Hai să dăm drumul, vă arăt mai întâi cumpărăturile alimentare. Avem o pungă bio și am luat așa, de la Lidl, da, o să începem cu Lidl, am luat roșii din acestea și sunt preferatele mele roșiile astea, se numesc roșii cocktail, din câte știu eu, dar roșii cocktail cu clorchine. Sunt preferatele mele, sunt super, super bune și, apropo, zilele astea, nu știu câte zile o să mai fie, sunt la doar 5,99 lei, vi le recomand, au 500 de grame, dar de regulă sunt în jur de 10-11 lei, așa că eu un preț asta mica mea avem. E un preț destul de bun și chiar vi le recomand. Sunt tare, tare gustoase. Ia să dea mama ceva. Face mama așa. O șterge bine, bine și zău roșioară. Wow! Da! Bun, mai departe, cumpărături alimentare. Am luat și îmi place mie să mai am ultima vreme pentru ciorbă, legume pentru supă. Așa, le găsiți ambalate la Lidl. Cred că tot la reducere am dat vreo 3 lei pe ele. Ideea este că ele sunt... îmi place că vine așa, vedeți, am o ceapă, am un pic de verdeață, am un pătrunjel și niște... pătrunjel, cred că nu. Morcov, ceapă, păstârnac și pătrunjel, frunze. Tot am avut pătrunjel din acesta rădăcină, dar mi se pare foarte bun, e pentru o supică, mă rog, morcovi 3, folosesc doar 2, dar nu se strică. De obicei, la mine, legumele, dacă cumpăr vrac, un kilogram, jumătate, se strică. Și nu mai sunt la fel de proaspete, așa că prefer acum să cumpăr în varianta aceasta. Sunt în jur de 3 lei, dar haideți să mă duc să-mi aduc bonul. Ai scăpat roșioara pe jos. Da, am fost să aduc bonurile, cam așa arată bonurile la mine în geantă și ăsta este de la Lidl. Și am dat pe, pe ce am zis, pungi. Roșiile au fost 5,99 lei, legume pentru 3,99 lei. Am fost, asta nu de la Lidl. Am cumpărat 2 caserole de pulpe de pui întregi. Cam așa arată. Ele sunt 2 pulpe într-o caserolă, da, 2 și au costat astea 8,54 lei, cea mai mici, iar astea aici sunt 3. Ah, aici sunt 3. Deci pot să fie și cu mai multe. Asta are 1 kg și a costat 11,70 lei. Astea au doar 750 de grame și au costat 8,54 lei de bani. Vreau să le fac la cuptor și să fac o... cum se cheamă? Un pireoaș, că n-am făcut de mult și mi-este dor. Și am mai luat ouă, un cofraj din acesta mare, 30 de ouă. Momentan găsesc doar de astea albe, e 25 de lei cofrajul. La noi chiar se folosesc, pentru că mai fac un șnițel, mai fac o prăjoală, mai fac vă 2 clătite, mai mâncăm așa ochiuri sau fierte și chiar se folosesc, așa că în ultima vreme am renunțat să mai cumpăr câte 10, cumpăr 30, sunt și mai convenabile ca și preț, pentru că pe 10 ouă dați minim 10 lei, deci 30 de ouă ar fi 30 de lei, iar eu dau pe 30, 25 de lei. Mă rog, eu zic că fiecare mic detaliu contează. Apoi, am luat salată de icre de crab, pentru că mi-era dor. Mie de câteva zile bune vreau să mănânc, dar vreau să totuși să consult calendarul să văd când se mănâncă salată de icre, adică când se mănâncă pește, chiar dacă nu mai țin post, am ținut 3 săptămâni și țin doar miercurea și vinerea. Acum am zis că totuși o să mănânc pește doar în zilele care se mănâncă pește. Da, roșioară, dai lui mami? Apoi am luat măsline de acestea fără... Da, mami, una pentru mami, mulțumesc. Măsline fără sâmbur la borcanel, costă 5 lei sau 4,29 lei.
Vă zic acum că mi se mai ușor. Măsline 4,29 lei, găsiți fie negre, fie verzi. Dar micuța mea chiar mănâncă, așa că m-am gândit mâine dimineață să fac o fierte cu măslinuțe. De aceea am cumpărat măslinuțe. Am cumpărat o smântână 30%. Mie îmi place această de la Pilos care e cu 30% grăsime. A costat smântânica 8... Cât? O plei 99? N-am mai cumpărat de mult smântână, dar o plei 99. Așa că o să facem pentru pireoaș. Apoi am luat un borcan de sos în acesta bolonez de la Combino. Este sosul nostru preferat. Îi fac și micuții, pun două linguri la o mânuță de paste și sunt foarte, foarte bune. Eu vi-l recomand. Acum costă vă 5 lei și ceva. Dacă atunci la reducere, luați până în 4 lei. Sosul pentru paste a fost 5,99 lei, așa cum ziceam. Mă rog, autocamps cu prețurile ca peste tot în ultima vreme, tot la Lidl găsiți. Dar e al tău, mami. Apoi, tot de la Lidl am luat și ceva dulce, un profiterol. Perioada asta v-am zis eu că găsit, că vi dublă găsiți produsele astea de la Delux. Sunt super gustoase, doar că anul ăsta am văzut că în toate deserturile cam așa arată el la interior. Deci aveți 8 gogoșele. Este foarte bun, doar că nu țin minte în anii precedenți ca deserturile lor să fie avut alcool. Acum are 15%, nu, pardon, 1,5% alcool etilic și sincer se simte mirosul când desfaceți pachetul. Ele sunt super gustoase, dar nu prea potrivite pentru copii. Da, una. Din păcate, da. Dar vă recomand. Sunt mai multe feluri și profiterolul ăsta și niște gogoșele cu nu știu ce, cu caramel sărat și niște prăjiturile italienești, toate în pachetul ăsta negru, le găsiți la colțul de refrigerate și sunt extraordinar de bune și costă, cred că 13 lei, 13 lei. Stați să găsesc. Da, asta mica mea. Profiterol 13,99 lei, deci 14 lei. Dar merită bănuți, să știți, e bun și yummy și vi-l recomand. Și hai să trecem și la chestiile puțin cel mai interesante. Și în acest ordine de idei am cumpărat un șampon de la Sien la reducere de la 10,99 lei la 7,69 lei. Acesta este, ăsta văd că o să se... Da, se duce. Super. Se duce ăsta, nu mă deranjează oricum, cu argan și extract de floare de amarant, un efect reparator, un extract de și uleiuri pentru păr supra extra strong hair, spun ei, Botanic Nature. Cam așa arată, de la 10,99 la 7 lei și un pic, zic că își merită bănuții și vreau să-l încerc. Haideți să vedem cum miroase. Da, se desface aici. Îmi place că vine cu genul ăsta de dozator. Mamă, ce fain miroase! Deci miroase atât de bine, avea... foarte puțin mentolat, fresh mai degrabă, abia aștept să-l încerc. Era și balsam și pare rău că nu mi-am luat, dar atât am mai găsit astăzi, așa că atât am luat. Apoi, tot de la Lidl am luat un spray pentru degrivare care a costat 10,99 lei, dacă nu mă înșel. Spray de grivare 12,99 lei. Da, mulțumesc, bravo! Cam așa arată el, spray de grivare, sper să fie bun pentru geamuri, headlights and exterior mirror. Și pentru oglinzi, super tare. Hai să scriu în română. Pentru geamuri, generator de aerosoli, degrivare rapidă a ferestrelor, farurilor și oglinzilor exterioare înghețate. Asta o să fie bun, o să-mi folosească pentru că m-am trezit dimineață și era super înghețat parbrizul și n-am avut chef să stau să îl curăț, așa că am tot dat cu apă până s-a topit gheața, dar nu e chiar ok, pentru că nu vedeam tot mai bine, vă dați seama, așa că vă recomand să folosiți spray pentru degrivare. Eu nu am mai folosit această variantă, dar chiar sunt curioasă de ea și o să vă spun cam cum a fost. O să vedeți cu siguranță prin produse terminate, pentru că da, a venit frigul și îl cam folosim. Am uitat că la produsele alimentare mai cumpărasem ceva, dar, dacă mi-l dă micuța, dar am luat o chestie pe care mi-o doream și am tot amânat să-mi o cumpăr și acum am zis că hai totuși să mă iau. Vă zic și cât am dat. Lumânare parfumată 19,99 lei. Vine așa, super drăguță, ambalată într-un ambalaj de metal. Așa arată ea și se numește, scrie Festive Fragrance, Merry Cookies 4 Weeks Candle. Denumirea este 4 Weeks Candle. Și e cu, hai să vedem, nu ne scrie pe aici cu ce e, de, ba, cred că scrie dacă desfacem ăsta. Au fost mai multe culori, a fost și pe verde, dacă nu mă înșel. Lumânare parfumată, mențineți fitilul întotdeauna la lungime de 1 cm pentru a evita fumarea. Nu atingeți articolul până acesta nu s-a răcit. Nu scrie. Parafină, ulei vegetal și parfumuri. Nu ne zice ce fel de parfum, dar se numește Mary Cookies. Deci, de cookie are 4 fitile.
Ceea ce mi se pare super, super fain. Da, se uite și asta mică, se vadă. Miroase extraordinar de bine. Chiar miroase a cookies. Adică acele prăjiturile sau cei biscuiței. Vi le recomand dacă le mai găsiți. 20 de lei. Mi se par foarte festive. Așa vedeți că are și foarte multe imprimeuri super, super drăguțe. Da, și tot de la Lidl am mai cumpărat bio sare de mare. Hai să vadă, mami. În două variante. Unul e în stil mediteranean și cealaltă este cu 12% plante aromatice. De mult vreau să le încerc. E una la 5,99 lei. Cred că încă le găsiți pe la toate Lidl-urile. Nu au fost foarte cumpărate, cu toate că mi se pare destul de interesant. Stil mediteranean, pare tot cu plante. Ne arată aici jos, ca și aici. Probabil plante mediteraniene. Haideți să desfacem unul să vedem cum arată. Pentru că au dopul ăsta de plută care îmi place super, super tare. A, ce tare! Mamă, ce fain arată! Ia uita, și miroase incredibil. Da, super. Ăsta o să ne placă. Tare de tot. Da. Se eu, din punctul meu de vedere, se merită doar 5,99 lei. Așa că dacă vreți să mai faceți câte schimbare, să mai încercați câte ceva, vă recomand. Și tot de la Lidl am cumpărat două sticle de Pepsi. Două sticle la 9,99 lei. Ce, mami? Dar roșia! Două sticle la 9,99 lei. Găsiți și Mirinda. Știi că e un preț bun, pentru că doar o sticla cu costă 7 lei și ceva. Așa că două la 9,99 lei e un preț super, super bun. Și în afară de asta, mai cumpărat un sac de cartofi de 10 kg. În weekend a fost la ofertă 22 de lei și acum este la 17 lei și ceva, 18 lei, 10 kg de cartofi, zic că e un super preț. Și da, mi-am luat, dăm și trebuia, dar e și bun ca și preț și v-am zis că mă uit la prețul la vreme și când este ceva la ofertă, cumpăr. Bun, asta e cu Lidl-ul de la... Mulțumesc! Super bun! Deci roșiile astea, adică astea, au efectiv gust a roșii. Deci e caserola asta așa, pătrată. Au gustul ăla bun de roșii. De că se cumpăr un kilogram 6 lei în acelea normale, mai bine cumpăr 500 de grame. Dar bune. Deci sunt atât de gustoase. E yummy. Bun. De la... unde mai fost? La... Na. De la Penny. De fapt, m-am oprit la Penny să iau țigări și s-au mai lipit niște chestii de mâna mea. Vreau doar două chestii. Am luat niște bomboane de pom cu vișine frișcă, caise frișcă, care arată cam așa. Le-am luat să le ofer cadou, așa că nu o să le desfac. Am mai luat ceva care ofer cadou, dar o să vedeți în altă parte și nu la mine pe canal. Vă urmează o colaborare pe care abia aștept să o facem. Tot de la Penny am cumpărat Tezorii de Oriente Balsam. Îmi place foarte mult marca asta, Tezorii de Oriente. N-am cumpărat încă parfumuri pentru haine și cum mai este să pun lichid. Am luat doar balsam de rufe. De data asta am luat varianta Hamam cu argan și flori de portocal. Formulă cremoasă ce facilitează călcarea. Da, am uitat treaba asta. Cam așa arată. Pe lângă că ambalajul este super, super fain. Mirosul persistă foarte, foarte fain în rufe. Doamne, cât de bine miroase. Foarte fain. Mie îmi place de obicei ăla pe gri, dar am zis, haide să mai încercăm și altceva. Nu era ăla pe gri, la Penny, era bleu ăsta și mai era o variantă, dar am optat eu pe... Ah, și era cel bizantin care l-am încercat. Îmi place, dar este foarte, foarte dulce. Ăsta e ceva mai fresh. Doamne, cât de bine miroase. Incredibil. Bun, și mai avem o punguță mititicuță de la Pepco. Avem bon, bineînțeles. Aici mai am niște bonuri, vai de capul lor. De unde le mai am și pe astea? Ah, de la Carrefour. V-am arătat deja ce luasem de la Carrefour. Și avem așa, șervețele crăciunistice de la Pepco, 5 lei. Scrie Merry Christmas. Nu se desfac acum, că dacă le desfac le găsește mica mea și le face varză. Mănâncă roșii și acum. Dar 5 lei și sunt puține, 18 bucăți, dar îmi place tare, tare mult mesajul ăsta aici. E puțin așa în relief și pe partea cealaltă e cu galben. Aici e cu auriu și așa se simte la atingere foarte, foarte fain. Mi se par super festive și mai găsit și alte variante. Sunt și pe roșu, dar astea pe verde se vedea mai bine auriul ăsta și mai festiv din punctul meu de vedere. Apoi am luat o singură chestie pentru micuța mea, pentru că o să o duc la serbarea de Crăciun la creșă, care va fi pe 20 decembrie. Și am luat această rochiță în mărimea 92,
pentru că are ceva și posibil să fi văzut voi deja, o rochiță roșie, tot din Pepco, pe care am luat-o în 98 și e cam mare, așa că i-am luat-o pe asta, 16 lei, mărimea 92, mi se pare super drăgălașă, așa cu reni, cu chestiile astea așa aici la mânecuță și puțin evazată, abia aștept să o și îmbrac ea, perfectă o să fie. Abia aștept. 16 lei, de asta am zis că e și un preț foarte bun, așa că am zis, haide, fie de data asta. Apoi, am luat o chestie care nu e pentru mine, dar vă arăt. Este o instalație, nu am văzut-o până acum și îmi pare rău că dar am găsit doar una și dacă m-am uitat de fapt în Pepco pentru că cumnata mea mi-a spus, a, dacă este, zic, vai, n-am știut că este Pepco în Dumbrăveni și aici, a, intri în Pepco, ia-mi și mie vezi dacă este o instalație cu căsuțe. Și zic, ce instalație cu căsuțe? M-am dus și m-am uitat. Țineți-vă bine, atât de frumoasă. Poate ați văzut deja prin Pepco, cam așa arată. Era ultima, că mi-aș fi luat și eu una. Ia uitați cât de frumos arată căsuțele astea așa de lemn. De lemn sunt, da, sau de plastic. Par de lemn. Și costă 21 de lei. Da, 21 de lei. Deci chiar își face bănuți, arată extraordinar de bine și mi-aș fi pus eu una pe mobilizare. Am să caut totuși la Pepco prin Botoșani, pentru că v-am zis, am mers la Dumbrăveni în drum de la Suceava, în drum spre casă, adică când veneam de la muncă, Pepco Christmas. Mi se par super, super faină instalația asta, îmi place max. Și mai am câteva chestii. Am eu un proiect cel de care mă ocup momentan, așa că mi-am cumpărat câteva chestii cu care să fac lucrușoarele mai frumoase. Mi-am luat niște felicitări din acestea, care arată cam așa și au costat 12 bucăți, 5 lei. Mi se par super, super drăguțe și festive și elegante și scrie pe ele Merry Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas. Și cam asta. Dar mi se pare că sunt paticuțe. Apoi am luat niște pilduri, stickere. Acestea, așa, care sunt în relief și avem, nu scrie câte bucăți, dar au costat 5 lei? 3 lei. 3 lei astea. Apoi am luat, că mi-a plăcut, mi-a mai văzut dată banda asta adeziva așa cu motive de Crăciun. Are una roșie interior și mai are una pe verde aici. Vine și cu chestia asta care e super utilă atunci când ai de împachetat ca să rupi banda adezivă și costă 4 lei. Și am mai luat niște fundițe din acestea. Așa, ca să le pun tot pentru proiectul meu, v-am zis 9 bucăți și au costat 4 lei. Cam așa. Da, cam astea sunt toate cumpărăturile. Chiar vreau să vi le arăt, chiar vreau să fac un haul și mă tot gândeam și chiar și penultima dată când am fost la cumpărături, zic oare de ce nu-i făcut eu un haul. V-am arătat ce am găsit prin Carrefour în clipul precedent în care v-am făcut și recomandarea de filme. Dar vroiam tare, tare mult, încă sunt atât de îndrăgostită de chestia asta, sper cum să o găsesc să-mi ocupă și eu, că îi spun cu natele mele, zic, Doamne, ce faină era ultima și am ce vrei și tu zic, nu, ce să mai zic că vroiam și eu. Da, dar ea a căutat-o și dacă i-am promis, adică dacă nu zicea ea, nici măcar nu intram în Pepco, nu găseam nici rochița, tra-la-la-la-la-la. În fine, dacă mi-a dat cuvântul că iau, i-am luat rugat, zic că n-am găsit și pe aia să vină la mie să o am și nu e vorba că venea să vadă, efectiv n-aș fi făcut chestia asta oricum. Bun, ăsta este clipul de astăzi, este un clip scurtuț, dar este un clip bonus, dragilor, deci, da, avem măcar un clip bonus în tot vlogmasul ăsta, nu știu dacă o să mai fie sau nu, cert este că mai am câteva clipuri în plan până pe 24 decembrie și vă că se apropie cu pași super, super repezi, adică cel puțin 3 clipuri și da, cu siguranță o să fie, ăsta o să fie un clip bonus. Acum dacă o să apară miercuri, cel cu daily, cu serbarea, cu locul de joacă, cu recomandarea de filme și vineri, ăsta nu știu să vă zic, nu vă garantez, depinde cât de bine mă organizez și cât de repede reușesc să-mi adun materiale și să prelucrez clipurile, dar dacă nu aveți săptămâna asta, adică azi suntem în 13 decembrie. Dacă nu aveți mâine pe 14 și apoi pe 15, pe 14 și apoi pe 16, înseamnă că o să fie săptămâna următoare aia cu Crăciunul, Dumnezeule, Doamne, da. Deci nu mai avem foarte multe, asta înseamnă că da, o să fie săptămâna viitoare. Sper să-mi vină și coletele. Am 1, 2, da, 3 colete pe care le aștept. Unul a venit, dar nu a ajuns la poștă să-l ridic. Da, vă las pentru că vreau să-mi strâng pe aici și să pun ceva de făcut de mâncare. Este ora 7 fără un sfert și eu sunt plecată de foarte mult timp de acasă, adică dimineața pe la ora 5. Bun,
Am filmat azi dimineață la ora 5, apropo, ați văzut asta în clipul precedent. Bun, dragilor, vă las, sper că v-a plăcut clipul meu, sper că v-am inspirat. Dacă și voi ați cumpărat ceva din ce am luat eu sau dacă v-ați dus să căutați ceva după ce v-ați zis eu, sunt curioasă să-mi spuneți în mesaje. Iar noi ne auzim cu siguranță și iarăși data viitoare în Vlogmasul cu numărul 6, 7, nu mai știu exact, cred că ăsta e 6 și o să mergem în 7. Nu mai știu. Vă pupați, aveți o săptămână frumoasă și să vă pregătiți frumos de sărbători!